Vechimea unor blocuri din oraș a făcut ca în structura unor clădiri să apară fisuri și urme de degradare vizibile. Numeroase scări de bloc prezintă semne de eroziune care îi îngrijorează pe locatari. Oamenii spun că sunt speriați de faptul că situația s-ar putea agrava și că până în vară o să facă tot ce este posibil pentru a rezolva problema. Responsabili de repararea scărilor și blocurilor fisurate sunt administratorii, care împreună cu locatarii trebuie să repare ce este distrus. Blocul când s-a făcut la început, deci e vorba până în 89 s-a făcut blocul. Ei, calitatea lui spune cuvântul. În treptele de la scară n-avea voie să pună cărămidă. Scările și baza anumitor blocuri din drobeta Turnul Severin au fisuri adânci. Anii care au trecut peste clădiri și-au spus cuvântul, iar în mai multe cazuri, siguranța în caz de cutremur, spre exemplu, este pusă la îndoială chiar de cei care locuiesc în respectivele imobile. Administratorii spun că vechimea este cauza, iar în unele cazuri s-au folosit la construcția clădirilor cărămizi care au dus la distrugerea acestora odată cu trecerea timpului. Scările de bloc care au crăpat, asta e datorită uzurii și în cel mai mare caz este datorită faptului că nu s-a lucrat cu răspundere. Așa, constructorul atunci a fost legat și era altfel de toate blocurile au fost din plăci. Și aceste scări nu a fost tasat bine terenul sub ele și datorită uzurilor s-a lăsat și a crăpat și nici ele nu au fost consolidate, legate bine cu armătură. În anumite zone din oraș, fisurile în unele clădiri măsoară câțiva centimetri de la pământ până la baza blocului, terenul fiind deplasat. La baza acestui bloc există un spațiu unde intră cu ușurință mâna. Locatarii sunt îngrijorați, însă spun că vor rezolva singuri această situație. Conform legii construcțiilor, este de datoria administratorilor să repare fisurile apărute la blocuri. Banii vin din bugetul asociației, se face proiect, iar în baza lui se poate începe lucrarea.